20 de ani în fruntea primăriei Crișor și alți 4 urmează pentru primarul Ovidiu Ilie Furdui, după ce oamenii au decis și anul acesta la alegerile locale să lase în continuare comuna în mâinile lui. Duminică, Ovidiu Ilie Furdui a fost reînvestit în funcția de primar și a depus jurământul pentru a 6-a oară consecutiv. Tot atunci au depus jurământul și consilierii locali. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Crișor. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Zi importantă pentru primarul comunei Crișor, Ovidiu Furdui, dar și pentru comunitatea care a decis prin vot că acesta trebuie să ocupe în continuare fotoliul de primar. Edilul spune că se bucură că oamenii au crezut în el timp de atâția ani în care s-a străduit și a reușit să ducă la îndeplinire mai multe proiecte care să ridice nivelul de trai și comuna să înflorească. Deci era normal să continuăm împreună pentru că avem foarte multe proiecte. Eu sper, așa cum am spus-o de fiecare dată, sprijinul Consiliului Județean, sprijinul Guvernului, pentru că având atâtea proiecte, cel mai greu e cu partea de cofinanțare. Dar până la urmă, cu siguranță, se va rezolva și această parte de cofinanțare și atunci cu siguranță și cetățenii vor fi mulțumiți. Rolul nostru este să facem cât mai multe proiecte. Atunci, cu siguranță, și cetățenii vor avea încredere în noi, cum am avut și în acești 20 de ani. Știu, astăzi se pare cumva că au trecut foarte repede acești ani, dar atâta timp cât ești dedicat, cât îți dorești să faci cât mai multe, cu siguranță că și timpul trece foarte repede și ne bucurăm împreună de tot ce înseamnă investiții în comunitatea noastră. Și consilierii locali au depus jurământul. Să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Crișor. Așa să vă ajut. Primarul comunei declară că își dorește să facă o echipă frumoasă cu consilierii locali. El spune că apartenența politică nu are importanță atunci când este vorba de binele comunității. Nu s-a pus niciodată și cred că nici acum nu se va pune problema, deși am majoritate din partidul care face parte, pentru că sunt proiecte extrem de importante pentru comunitate. Nu cred că cineva și-ar permite, atâta timp cât proiectele sunt interesul comunităților, să voteze împotrivă. Și dacă votează, își asumă acest lucru, pentru că până la urmă se va vedea cine lucrează pentru comunitate și împotriva comunității. De aceea vă spun că nu cred că vor fi probleme de genul acesta. La evenimentul de învestire a fost și Laurențiu Nistor, președintele Consiliului Județean Hunedoara și președinte al PSD, Organizația Județeană Hunedoara. Acesta spune că primarul comunei Crișor, Ovidiu Furdui, nu a renunțat niciodată să își urmeze scopul, acela de a vedea comuna Crișor în continuă creștere și modernizare. Eu întotdeauna am fost alături de față de toți primarii din județul Hunedoara, indiferent că a fost PNL, PSD, AUR sau nu știu de care. Pentru mine nu contează culoarea politică a primarului, pentru mine contează comunitatea care trebuie ajutată. Și vorbind de Crișor, că suntem aici, este o comunitate care are și liceu, avem două comune în județul Hunedoara care au și liceu și sigur că problemele sunt multe. Dar asta nu înseamnă că dacă e la PSD o trebuie ajutat și unul de la PNL-ul nu. Noi ajutăm nu primarii, ajutăm comunitățile din județul Hunedoara, fie comună, oraș sau municipiu. La toate ceremoniile de investire la care ați fost, ați făcut apel să nu existe certuri, să existe o bună colaborare? Da, am făcut și voi face acest apel, fiindcă e normal. La alegerile care au fost, a reieșit mai multe partide politice în consiliile locale. Și atunci, dacă la ședință ține în loc și ține în cont de partidul politic și de nu să respectăm interesele cetățenilor, nu este bine și cred că toți cei care au fost aleși în funcția de consilier local să țină în cont de jurământul care l-au depus, jurământul față de cetățenii localității respective. Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Natalia Intotero, este și ea din țara Zarandului și apropiată de localnici. De asemenea, aceasta a dorit să sublinieze calitățile pe care le are primarul din Crișor.
Ovidiu-l cunosc de foarte mulți ani, pot să spun din copilărie. Este Dan același om energic, implicat, harnic, un comunicator foarte bun și cred că este un model pentru toți primarii din țara Zarandului. În primul rând vreau să vă mulțumesc tuturor, puțin că n-am reușit să am o prevenire așa mare, pentru că este foarte important să conlucreze împreună și am văzut această conlucrare astăzi și prin prezența autorităților locale cu care Primăria Comunei Chișor sunt înfrățite, autorități locale din Republica Moldova. Prezența lor aici astăzi la aceste evenimente demonstrează respect, iubire pentru munca primarului Ovidiu, dar Furdui, dar în egală măsură și pentru echipa sa din primărie și echipa de consilie. De asemenea, și administratorul public al județului Costel Avram a fost prezent la ceremonia de învestire. Acesta spune că Ovidiu Ilie Furdui este omul care, cu devotament, și-a pus priceperea în slujba cetățenilor comunei Crișcior. Mă bucură faptul că sunt din nou împreună președintele Consiliului Județean la prietenul meu Ovidiu Furdui la Crișcior. Îl felicit pentru votul pe care l-a primit în data de 9 iulie, îl felicit și consilierii locali și eu cred că Cristina și Laurențiu Nistor să de acum, atât consiliul local cât și primarul, să lucreze pentru binele comunității locale. La ceremonia de învestire au fost și primari din Republica Moldova veniți din comune înfrățite cu comuna Crișcior sau cu alte comune din județ. Suntem primari din Republica Moldova înfrățiți cu acești minunați primari din România. Ne facem schimb de experiență, schimb de idei, de emoții și desigur că ne bucurăm foarte mult că astăzi suntem la investirea în următorul mandat acestui primar minunat care muncește pentru locuitorii săi. Deci noi avem o colaborare de mai bine de 7 ani cu primăria din Crișcior, avem o înfrățire cu primăria comunii Vața de Jos, unde merge multe reuși la investirea domnului primar. Desigur că am venit la un moment destul de important pentru comuna Crișcior, zic eu important, pentru că urmează ca cetățenii să-și vadă realizările acelui vot pe care l-au dat în vara acestui an. Să urăm domnului primar succes și să fie cu Doamne ajută acești 4 ani pentru comuna Crișcior. Suntem aici sau susținem pe domnul primar la un mandat. Îi aducem sincere felicitări din partea întregii comune și dorim succes și răbdare în continuare. Cred că va avea nevoie de el. Primarul comunei Crișcior spune că își dorește să existe cât mai puține diferențe între comuna pe care o conduce și orașe. Astfel, oamenii să se bucure de toate facilitățile pe care le au cei de la oraș, dar în același timp să păstreze tradițiile de la sate.